Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Poate ați observat și în timpul jurnalului, veți observa cu certitudine și în această seară, vocea mea a suferit ceva schimbări, am răcit la fel ca toată lumea în această perioadă, însă asta nu m-a ținut departe de dumneavoastră, de oamenii dragi mie. Vom aborda în această seară un subiect care mie îmi place foarte tare și alături de niște oameni, de fapt de niște copii, pe care i-am îndrăgit încă din primul moment în care i-am văzut. Dacă vă aduceți bine aminte, în urmă cu câteva săptămâni, Buzăul a explodat la decesul tânărului despre care inițial s-a suspectat, după care s-a confirmat că era consumator de droguri. Lumea s-a iritat așa un pic, după care lucrurile s-au liniștit. Însă, la unitatea de primiri urgențe, pe bandă rulantă începeau să sosească tot felul de tineri, cea mai tânără dintre cele care s-au prezentat acolo, dacă mi-aduc bine aminte, avea 15 ani, iar mama ei este cadru medical. Vă dați seama cam la ce nivel s-a ajuns cu consumul de droguri. Cu toate acestea, sunt entități în municipiul Buzău care refuză să accepte faptul că la noi, la Buzău, drogurile sunt o problemă, că avem traficanți de droguri, că avem consumatori de droguri. Asta este, noi tragem semnale de alarmă în continuare și s-au organizat tot felul de întâlniri, tot felul de mese rotunde între zeci de directori. Am văzut după amiază, într-o zi, la Consiliul Județean, la o astfel de întâlnire, tot felul de persoane și personaje și personalități care își dădeau cu părerea la ce ar trebui să facem noi pentru a preveni consumul de droguri. Ei, iată că în cele din urmă, și cred eu că ăsta este cel mai tare proiect care s-ar fi putut realiza, ideea vine din partea unor copii, din partea unor adolescenți de la Liceul de Artă, care vin în fața tinerilor și prezintă, să spunem, o piesă de teatru în care se pun în pielea unui consumator și în care încearcă să-i convingă pe cei de vârsta lor că drogul nu este nici de cum o opțiune. Cu acești copii voi sta de vorbă. Este vorba despre Elisa Lungu de la Liceul de Arte. Bună seara, Elisa, și bine ai venit! Bună seara! De asemenea, alături de noi este și Alexandra Vasile. Bună seara, Alexandra, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și nu în ultimul rând, Tudor Vlaicu este alături de noi. Deci, atenție, nu Vlad, Tudor Vlaicu, da? Bună seara și bine ai venit! Mulțumesc! Dacă fac și eu vreo gafă și spun Vlad, atunci în contextul piesei, acum este extra acceptabil și ok, nu e nicio problemă. Am înțeles. Da, ei sunt cei trei tineri care au gândit la inițiativa și la propunerea reprezentanților IPJ, este adevărat, cu concursul profesorilor de la Liceul de Arte și, bineînțeles, al doamnei directoare, pe care o salutăm și în continuare îi spunem că ne e tare dragă. O să-i rog pe copiii ăștia să ne spună de unde le-a venit ideea. Ar putea bine să meargă în cluburi, să se distreze alături de prietenilor. Ei au ales să meargă în cluburi și să-și prezinte proiectul. O să-i rog să-mi povestească despre proiectul lor, despre cum le-a venit ideea, despre personajele în pielea cărora intră. O să-i rog de asemenea să vă transmită și dumneavoastră rolurile pe care ei le transmit tinerilor în cluburi. La miezul nopții merg, opresc muzica și le propun această provocare. E o provocare? Da. Da, cu siguranță e o provocare. Vreau să vă rog să-mi povestiți cum s-a născut ideea acestui proiect. Ideea a fost cumva, a fost de fapt a doamnei director, care ne-a chemat, ne-a lansat alături de domnii profesori de teatru, doamna profesoară Viorica Radu, domnul profesor Cosmin Dinu și domnul profesor Cristi Martin. Ne-au spus, noi știam problema, fiind adolescenți știam problemele, ne-au spus hai să facem ceva, hai să luăm atitudine, cum se numește și proiectul, atitudine. Și de acolo toată piesa s-a născut dintr-un joc, un joc de improvizație propus de domnul nostru profesor Cristi Martin, un joc care se numește Îți povestesc ultimele mele clipe din viață, unde închizi ochii și îți imaginezi liber sau pe o temă dată cum ai murit. Noi ne-am imaginat în tema consumului de droguri și cu ajutorul domnului profesor Cosmin Dinu, care a realizat textul, s-a născut proiectul Atitudine.
Pentru voi, pentru... Eu continui să vă spun copii. Sunteți niște adolescenți, dar în ochii noștri voi sunteți ca și copiii noștri. Pentru voi e foarte greu. Voi aveți idealuri, aspirați către lucruri mărețe. E foarte greu să vă imaginați clipa în care mori. Alexandra, cum a fost să te pui în pielea personajului? Prima dată am început să plâng. Câteva minute am plâns, pentru că nu e ușor să-ți imaginezi cum o să mori. Și fiind și la teatru, am învățat cum să intrăm cu adevărat în pielea personajului și nu a fost ok pe moment. Și abia după am conștientizat că ok, este un rol și cum m-a durut pe mine, mesajul ăsta trebuie să-l transmit și mai departe, să simtă și alții chestia asta și să nu consume droguri. Și de aici am învățat cu adevărat ce trebuie să facem, am înțeles cu adevărat proiectul. Și este greu să transmiți mesajul ăsta și pentru noi, pentru ce simțim noi, nu e chiar ușor. Doar că exact pe asta ne bazăm, să nu fie ușor, să transmitem și să vadă lumea că nu e ușor și n-ar trebui să o faci. Elisa, vreau să-mi spui un lucru. Spunea Tudor că sunteți adolescenți, că voi știți problema asta, că este într-adevăr o problemă reală. Vreau să-mi spui cât de greu a fost pentru tine să te documentezi, să înțelegi ce înseamnă și prin ce trece un consumator de droguri. Vreau să-mi spuneți, să-mi spui cum ai dus ideea părinților tăi, pentru că și pe părinți, credeți, mă-i preocupă zdravă în problema absolut asta. Da, a fost destul de greu să-i spun mamei, mamă, mă duc în club cu un proiect antidrog. E destul de dubios când auzi chestia asta, doar că m-am gândit că ar fi foarte bine să tragem și un semnal de alarmă, să luăm atitudine, cum se numește și proiectul. A fost destul de greu să intru în pielea personajului, eu nu mai având tangențe cu lumea asta, să zic așa, dar având prieteni și informându-mă, chiar am reușit. Cum zicea și Alexandra, este foarte greu să te pui în pielea personajului, un personaj destul de greu, pentru că este foarte greu să transmiți, mai ales tinerilor. E foarte ușor să dai impenibil și de asta ne-am și gândit să facem piesa așa cum este realizată. Cum sunteți primiți în cluburi? La 12 noaptea, gata, se oprește muzica. Cred că la început vă luați și câteva înjurături. Nu, după care... nu ne-am luat până acum. Am fost primiți cu foarte mare atenție. Toată lumea a fost concentrată pe noi. Fetele chiar au panicat niște doamne. Elisa în pub, în Tessens pub, a îngrijorat o doamnă, inclusiv pe doamna manager, o doamnă din public. A crezut chiar i s-a făcut rău și că leșină. Și am fost primiți bine până acum. Da, proba cea mai mare o să o avem în data de 24, nu? Da. La noapte canvamă, în cafenea, unde să fie doar numai tineret. Adică mâine seară. Da, mâine seară. Mâine seară. Deci, doamnelor și domnilor, dacă vreți să vedeți pe acești tineri cu proiectul lor pe scenă, mergeți mâine seară unde? În cafeneaua artiștilor. În cafeneaua artiștilor. Înțeleg că se mai întâmplă un eveniment foarte frumos mâine seară acolo. Am fost anunțată și eu pe rețelele de socializare. Tu, Tudor, ești Vlad. Vlad, da. Tu ești practic capul răutăților. Vlad este cel... pentru mine a fost un rol relativ greu, obositor. Vlad e o persoană obositoare ca energie. Vlad e dealerul, e cel care aduce la petrecere, e capul răutăților și Vlad e singurul care e conștient de risc în piesă, pentru că el este consumator și se complace. Și un lucru care cumva te roade pe interior să te complaci. Cel puțin pe mine. Faptul că el s-a complăcut în situație și inclusiv în replicile lui, el se panichează la final, când fetele deja sunt panicate, nu mai știu ce e cu ele, el abia atunci conștientizează riscul. Și faptul că el moare, pentru el e un semn de final. Adică a murit. Asta s-a întâmplat cumva. Și în ultimele momente el totuși rămâne pasiv. Și în cazul problemei pe care o avem, pentru mine a fost foarte greu să rămân pasiv. Și e... având în vedere, e cel mai ușor rol totuși. Pentru că pentru fete mi s-a părut mult mai greu. Fiind și sensibile ele în afara piesei, mi s-a părut mult mai greu. Alexandra, tu joci rolul Teodorei. Da. Cine este Teodora și cum a ajuns să-l cunoască pe Vlad? Teodora este o fată cu minte, o fată retrasă. Fără prieteni. Fără prieteni, nu prea avea prieteni. S-a dus la petrecere sperând să-și facă niște prieteni. Și a văzut grupulețul ăsta condus de Vlad
și jucau am-nam, doar că nu pe șaturi, ci pe fumuri. Și evident, în încercarea de a-și găsi prieteni, a intrat și ea în jocul ăsta. Să nu dezvăluim prea mult din piesă, dacă vine mâine cineva să aibă elementul surpriză. Corect. Să lăsăm așa o urmă de mister. Oricum, la un moment dat, în partea mea, este o parte care nu e la fel de soft. Am încercat să punem și ceva greutate legat de o tânără care își dădea pumni în cap și alte chestii, să păstrăm misterul, cum am spus. Și imaginea asta te duce totuși puțin cu gândul și la colectiv. Ne-am gândit și la treaba asta să aducem un impact și mai mare. Și la final moare și se întreabă de ce și-a ales prietenii ăștia și că ea de fapt nu avea nevoie de asta. Iar tu, Elisa, ești Diana, joci rolul Dianei. Eu, Diana, sunt o persoană foarte excentrică, am fost chemată la petrecere, m-am dus și acolo se jucau am-nam, da. Nu pe șaturi, pe fumuri. Da. Și eu, fiind foarte excentrică și având prietenii, nu numai că m-am băgat în chestia asta. Eram, să zic, sigură pe mine, dar apoi a început să mi se facă rău și tot așa. La final, cum spunem, toți murim, dar nu este neapărat o moarte fizică. Poate să fie și din punct de vedere social. Poate adică fi înțeleasă ca o moarte cât mai largă. În orice sens te poți gândi, poți muri. Nu neapărat fizic. Ce gândește un consumator de droguri în ultimele lui clipe de viață? Pentru că voi asta vreți să transmiteți. Depinde pe ce întrebați. Dacă îl întrebați pe Vlad, Vlad zice asta e. Asta e. Puteam să evit, dar n-am reușit. Asta a fost... Vlad știm și noi mulți, slavă Domnului. Da, Vlad e cumva un personaj cotidian, ușor de întâlnit, cumva și un tipar masculin al... Asta a fost, ăsta sunt, asta e și n-ai ce-i face. În schimb, poveștile lor sunt mai dureroase. Teodora este genul de fată de care toată lumea ar zice săraca. Da. Cum a ajuns în situația asta? Da. Iată că o nevoie de socializare poate duce ușor un tânăr într-o astfel de situație. Da. Poate un pic de lipsă de atenție din partea familiei, iarăși poate fi un ingredient la rețeta asta, ca să spunem. Deci Teodora ar fi, chiar ar fi genul de copil la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Exact. Și copilul care bun, care învață, care are grijă de cum ea. Cum s-a întâmplat, săraca a păcat de ea. Da, și în final ea regretă și conștientizează că nu ar fi trebuit să caute prietenii în felul acesta. Asta e și mesajul pe care vrem să îl transmitem, că poți să te distrezi, poți să te simți bine și altfel, nu făcând asta. Ăsta nu e cel mai bun mod. Iar Diana este genul de fată care oricum întotdeauna este judecată. Da. Ea este cam liderul de opinie și pe la școală și în grupuri și așa. Exact. Este cea în jurul căreia se formează repede astfel de grupuri pentru că este cea care întreține atmosfera. Exact. Chiar dacă e teamă cumva să tragă fumurile despre care voi vorbiți, n-are cum să fie ea cea care dă înapoi. Este un fel de... E o imagine a grupului. Exact. Iar la final, toată lumea va spune știam eu, chiar dacă poate nu s-a cumva drogat niciodată. E cumva persoana în jurul căreia se creează norul de, eu cred că ea e, cumva și, ar fi și cumva tiparul copilului care e cumva suspicionat și de părinți. Da. 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 Absolut. Da. Te rog. Diana, la final, realizează că nu este ok ce face, nu e ok ce a făcut, de fapt, că prietenii adevărați, cum spune ea, nu sunt, de fapt, așa și că, nu știu, are un sentiment foarte mare de regret. Foarte mare. Da, piesa asta, proiectul ăsta al vostru, sunt convinsă că va prinde foarte bine și la tineri, sunt convinsă că va prinde mult mai bine și la părinți. Faptul că voi mergeți acolo, între ei, să le aduceți în atenție treaba asta, mie mi se pare absolut genială, e într-adevăr greu și... periculos nu, dar greu pentru voi, pentru că poate chiar nu sunteți obișnuiți să bateți cluburile weekend de weekend, dar iată că acum mai de voie, mai de nevoie o faceți și o faceți pentru un scop nobil. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și o să-i rog, doamnelor și domnilor, pe invitații mei din această seară să intre un pic în pielea personajelor și să ne spună așa fragmente din rolurile lor. Scurtă pauză publicitară.